Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Forerunner. Suntem aici cu un nou caracter cu care vreau să jucăm astăzi. Nu uitați, dacă vă place și mai vreți episodul de data cu butonul de like și subscribe dacă sunteți noi. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul trecut și am să mai fac un episod și dacă tot suntem aici, hai să mai deschidem încă 4 cutii ca să vedem dacă ne pică ceva bun. Oricum știu că e pradă de cutii aici, că n-am reputație unul pe ăsta, dar asta e acum, deschid. Am zis că deschid. Hai că deschid două acum și când fac reputația următoare mai deschid. Sau să aștept. Eu aș aștepta să fac reputația următoare și mai deschid 3, pentru că acum dă ceva ce am deja. Și nu prea are rost, știi? Hai să vedeți. Deci am... Vedeți, nu prea se merită deloc să deschid alea. Stai să fac eu reputație mai mare. Adică reputație 2 acum cât joc. Și după aia tot deschid. Acum nu mai are rost, că... Uite, numai ca să le stric. Uite, asta s-o merita numai. Că e mai mare decât restul. Și să le dau așa. Și... Așa... Aici am luat ceva, nu? Le dau așa și... Deci le faci din astea ca să-ți upgradezi tu arma, cum ar veni. Stai așa să vedem. Mamă, ăsta crește... Îmi crește mult. Le iau pe ăsta și ăsta îi dau disable. Așa. Bun. Hai să ne băgăm la niște meciuri să facem reputație următoare. Nu mai am mult să fac reputație 2 pe ăsta. Că mi-a plăcut foarte mult și că e foarte ușor de jucat. Și am zis, hai să ne băgăm să vedem. Și m-am învățat și eu să joc între timp, că eram cam noob. Și acum că am jucat toată ziua ieri și astăzi un pic. Hai că acum poate mai facem, hai că revenim când ne bag într-un match. Bun băieți, hai că ne băgați și pe noi într-un match în sfârșit. Avem o echipă canceroasă și ei au o echipă așa mai slăbuță, nu foarte bună. Acum sper să câștigăm, vedem noi acum. Mapa asta nu-i preferata mea, dar merge și asta că s-o votat și asta o picat. N-am mai mult ce face, am votat altă mapă, dar asta o picat. Hai să vedem. Aici trebuie să, cred că am făcut și un episod trecut, că trebuie să capturez punctele aici. De data trecută am jucat cu Berserker și acum joc cu Warden, care e mult mai ușor de jucat. Mai merg acolo jos să luăm și B-ul, că C-ul, că C-ul le-au ei. Bun, și aici minioni ăștia one shot le dai. A, mi-am omorât un minion de-a meu, am înțeles. A, ba nu, stai că ăștia albastri sunt a mei, am și uitat. Eu mi-am omorât minionul meu, mă, hai de cap meu. Bun, am luat punctul ăsta și acum mă duc acolo. Bă, ce bătea o luat a mea acolo. Toată lumea a plecat de aici și acum vin. Aici dau revive. Aaa, de ce? Să dau respawn. Mamă, tot să-s acolo. Tot să-s una. Stați că iar am uitat că... Pai de cap, urăs Valkyria. Hai încoace, fii atent că vrea să captureze punctul. Ce fuge, mă? Ai de cap, pe când s-o prind. Bun, deci eu sunt echipa portocaliu, că trebuie să țin minte. Fai, bă, cum o vinte asta pe la spate. Ne-a aruncat un foc pe tot. Bă, tot ne-a bătut aici. Am jucat-o slab de tot. Toată lumea e moartă din echipa mea. Puteți vedea acolo, în mijloc, echipa portocalie. Toată lumea a murit. Cred că luăm bătaie de la ăștia și credeam că îi batem. Că am avut meciuri bune înainte să mă apuc de filmat, că am jucat off camera și chiar am avut meciuri foarte bune. Uite, eu la toate punctele. Mamă, mamă. You lost zone A. Eu n-aș bate pe ăsta, dar văd că pleacă. Bun. Mă bat cu degeul ăsta, dacă nu v-ați dat seama ce fac acum. Și nu ieși prea bine. Da, am dat bătaie. Cam iau bătaie aici. Mi-au dat bătaie, mă, n-am avut ce face, 2 pe 1, dar nu înțeleg aia la asta mie ce fac. Uite, ăsta e foarte canceros, dar nu știu ce face, de nu vine. Ăsta ar putea bate pe tăzi, măi, foarte canceros, cel mai canceros din joc. Caracterul ăla. Era să zic el primul, dar nu el primul, că e centurion. Să zic el primul.
Bun, văd că am capturat și noi niște puncte, mă, dar faza e că trebuie să-i batem pe ăștia. Ăla, mă, samuraiul ăla e, aoleu, e foarte canceros. Uite, l-au bătut. Mamă, sunt 2 centurion. Bun, l-am bătut pe ăsta, chiar dacă a fost third party. Înțeles. Mamă, uitați-vă, mă, ce mișcări, astea sunt mișcări, mă. Mor naibii. Spama joică. Bai, deci nu m-au spamat. Deci nu m-au spamat aici, în faza asta. Păi și eu pun numai să spamez și... Gata. Aia a fost. Dar nu-mi place să spamez. Aici e ciudat, că dacă arunci lava aici, gata, o crăpat. Chiar a venit asta. Bun. M-a apărat cu sabia dacă... No. M-am omorât! Am dat în zid și m-am omorât singur. Dar nu m-am omorât. M-am omorât ăsta, dar nu știu cum. Dacă ăsta e bate pe tot. Bă, tot ne-a bătut. Te ești prost la cap. Ah, ce echipă am prins și eu, mâncavaș. Partea bună că avem A-ul și B-ul. Și tot cresc punctele acolo sus, dacă vedeți. În dreapta sus. Bă, dar bine, când mă apuc de filmat, că nu. Că prima ce din astea de... Tot căcatul. Ai vrut să faci un schemă, dar du-te, naibii. Ai zis ce vrut să facă, să-mi dai catapultă. Uo! O venit, o venit ăștia, o venit, nici azi pe tot. Asta, Daniele, ești mort. Nu te cred, bă, ești nebun la cap. M-a bătut. Am făcut vreun kill. Am făcut 2 kill-uri, dar n-am făcut niciun... nicio execuție. Eu nu înțeleg, deci noi batem la puncte, dar ne bate, ne... Ne sparg, efectiv. Nu înțeleg. Deci, ăștia sunt buni, dar... Deci, sunt buni, dar sunt proști, cumva, nu știu cum să zic. Adică ne bat, dar nu capturează punctele. Și prin asta chestii, nu contează că luăm bătaie, adică ne bat continuu. Ah, mă. Par minioni ăștia ca să iau punctul. Eu la zona, ce? Aia e zona, zona lor, aia e clar. Să spamează de prin zona aia. N-a să-ți dau. Păi ăștia sunt ușor de bătut, ăștia sunt, vai de capul lor. Uite că vine, uite că vine. Uite că vine. Așa, gata, e mor. Bun, bravo, 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 bravo. Îi batem, îi batem, îi batem, îi batem. Nani, are mișcări pare rapide. One shot. Cred, eu n-am făcut niciun kill în match-ul ăsta. Gen din ăsta execuție din aia faină. Nici un kill. Dar să vedem că e ultimul ăsta, nici nu mai are rost să-mi dau respawn. Gata, câștigat. Victory. Unde e victory? Că nu mai rămas nimeni. Acum e victory, fete, spamez ăsta. Mă flăcări. Bă, am câștigat chiar dacă a fost un câștig din ăsta foarte nasol, adică n-am făcut absolut nimic a meciul ăsta eu. Nu știu, mie îmi place când mă joc să nu vorbesc și trebuie să vorbesc, că dacă nu gândiți-vă ce puțin strofi, să nu zic nimic atât meciul. Hai să vedem cine o dat. Am făcut level? N-am făcut level. Hai să vedem dacă putem să ne punem, că dăm direct play again, că dacă nu ne găsește match, oh, știu eu când ne mai găsește. Aia cam și început. Văd cum se întorc și dau. Hai să vedem mapa care...
Stai că nu dau seama ceva. Ah, ba da, știu. Bun, asta e o mapă faină, să zicem. Noi suntem atacatorii, dacă nu v-ați prins ăștia cu portocaliu, sunt atacatorii, cu albastru se așa, apără castelul. Vedeți și pe acolo, uita mai castelul pe fundal. Uite-l, bă, direct ăsta vine. Nu, 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 că deja ai învățat. Îți învăța cu mișcările ăsta. Na, două hituri am prins, nu! Întoarce-l ăsta. Bun, l-am bătut. Slow. Vezi că vine? What? I-am dat mișcarea asta pe care nu o poate opri. L-am dat în spate. După am nu mai zis nimic, n-ai zis nimic. Asta e urâtă rău, bă, ce nu-mi place. Nu, Nobushi o chema sau ceva de genul. Nu mai știu, bă, înainte mă scam jocul ăsta o grămadă. Acum, mi-l ăsta, mă, ce faci, bă, silică? Na, să-ți dau. Finishing, boom, direct. Asta de la mine în bază, mine, dar nu știu ce căută el aici. Am fine. Pe cuvânt să moară sau ceva. Bă, ăștia se bat aici sus. Asta e baza noastră. Auzi, asta, sau de cum respir, asta e clar, e aia. Iar. A, trebuie să dau aia altă ultimată. Trebuie să dau aia altă. Asta e, dăm următoarea dată. Stai că match-ul ăsta îmi place mai mult. Că alea alte. Stai că aici-o-s doi deja. Și aia altă nu-mi place. Ăsta hai că-l mai pot bate, dar aia, aia poate da de la distanță. Stai să mai mor din ea. Să mai fac level. Nu m-a cadat vreau să-i jos. Hai încoace. Fuge. Îl-s. Uite, vedeți de la distanță cumva. Nici eu nu știu cum să se cădă. No, one shot. Că n-am mai avut viață. Dar are reputație 3, nu obuși. Ai, băieți, 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 băieți. Capturaz, mă, faceți ceva. Hai să vedem cine pe... Eu sunt pe locul 2, cu 136 de puncte. Nu, cred că ne bat match-ul ăsta. Mai mult ca sigur ne bat. What? Bă! Nu, mai zic nimic de pace. Mane! Bă, ce mă pot enerva? Dar de ce dai într-o parte numai? What? Nu te cred, bă, deja am dat să... Aia o poți bloca numai când... Cu sabia, dai cu sabia și o blochezi. Bro, o muri singur, ce prost. Eu da, vin și o muri singur. Fai de capul meu. Noi suntem echipa... Ce e întotdeauna aia nostru, au întotdeauna aia lor. N-avem cum, deci... Și sunt înaintea noastră, ca au și B-ul. Ba nu, noi suntem aia, bă. A, lol. Bun, bun, așa, e numai bun. Bravo, 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 bravo. Mamă, ce e aici? Uite, așa trebuie să dau aia, tura trecută.
rămas fără stamina. What? No, dai, stai frumos. Iar, tot cu asta mă bate, mă. Tot cu asta mă bate, că au fost doi. Și am unde ultimata. Și acum stau 15 secunde, mă, ca să reînviu. Excelent, excelent. Ah, că am revenit așa, am revenit așa după, bă, ne bat ăștia, cred că ne pișă, efectiv. Uite, cum vin tăți aici sus. Ăștia mei habar n-am undez. Lopul ăsta. Ah, iar am dat mișcarea asta din greșeală, vreau să dau pe aia la altă. Las că-i bună și asta, de pace. Măcar am capturat, a capturat punctul. Nu uite decât ăsta aici în mijloc. Și și aia aici. N-a să vă dau. Fai, pam, un două le-o luat. Înțeles. Asta a fost, ăsta a fost, mamă ce i-o dat-o. O da perfect aia. Bun, am luat și ăsta punctul ăsta. Și acum suntem în avantaj. Acum trebuie să ne menținem punctele. Uite acolo sus să bate aia de numai. Pe ăsta ia să-l bate. Atât, aia la altă mișcare. Bum. I-am băgat, cred că e mânerul de la sabie ăla. În claviculă i-am băgat direct. Capturăm și punctul ăsta. Și pe ăsta jos. Mama, am luat și punctul ăsta. Am o să captureze punctul. Pa, cine-o dat-o? O ratat. Am o fugi, mamă, fugi. Ne dăm asta. Hai bă, cum m-a bătut, deci a fost, m-am concentrat să mă bată și tocmai de-aia m-a bătut. Hai să vedem, hai bă băi, scăpat e meșul câștigat. Că am dat și una de-aia un ticket din ăla, ca să-mi dea. Bun, dacă dau mișcarea 4, cum trebuie, e gata meciul, ea nostru. Nu trebuie să ratezi mișcarea 4. Bun, a murit încă unul, îți doi pe jos din echipa aia altă. Hai băieți, hai băieți. Gata. Bătăți, o bătut. Bătăți, bine mă. Bine mă, ăsta a fost match, un match ușor de tot. Ușor. La început credeam că ne bat, dar după aia am văzut că nu prea merge. Dăm aici 5 stele. Și să vedem dacă am făcut mai level mai mult, așa ca să vedem cât ne mai trebuie să facem reputație. Mamă, cât ne mai trebuie. Match-ul ăsta a fost pierdut. Dar măcar am făcut rank up pe Warden. Numai bine. Numai bine. Am o deschide mâna să vedem cine pică. Bun băieți, acum deschidem niște cutii să vedem cine pică, deși eu nu cred că o să ne pice nu știu ce, pentru că pică numai de astea albastre. Știam eu că nu pică de la mult, pentru că am o reputație prea mică și cam de la reputație 2 încolo, cam reputație 2 jumate level. Din reputație 2 level 15, cam așa o să pice calul meu de la mov și o să pot să ne abardez armura calul meu. Până atunci rămân cu dese albastre, sper să fie ok.
Da, băi, și cam asta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo butonul de like și subscribe dacă sunteți noi. Am văzut că vă place foarte mult episodul de Forerunner. O să mai fac dacă vă place și episodul ăsta. Până data viitoare, eu am fost Thrasher. Pa, pa!